Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dar până să dăm drumul la treabă, haideți să vă explic un pic aventura până aici în stațiunea Bansko cu mașina electrică. Foarte mulți o să spuneți: vai Marius, dar cum ai ajuns, că nu prea sunt stații, că nu știu ce. Ei bine, am încărcat la stațiile de încărcare Fines, ceva de genul. O să vă las pe aici pe undeva detalii despre stațiile de încărcare și au fost arhi suficiente și destul de rapide, de până la 150 de kW stații de încărcare, așa că nu am așteptat foarte mult să încarc mașina, inclusiv și aici în stațiunea Bansko. Există stații de încărcare pentru mașina electrică, sunt foarte, foarte multe. Am găsit o cazare 4 nopți foarte aproape de stațiune, undeva la 1500 de lei, dacă nu mă înșel. Și ca idee, ski pass-ul aici în stațiunea Bansko este 96 de leva. Dacă vrei să-ți iei pe mai multe zile, poți să-ți iei pe mai multe zile, dar mare grijă, dacă ți iei pe 3 zile, ski pass-ul o să meargă 3 zile consecutiv. Nu poți să faci 2 zile, pauză și apoi încă o zi, pentru că ski pass-urile merg doar în zile consecutive. Dacă mă întrebați pe mine, 250 de lei, cam pe acolo este ski pass-ul în stațiunea Bansko, dar având în vedere numărul de pârtii și numărul de kilometri, merită fiecare leuț. Tura o să înregistrez cu ceasul de la Garmin pe care l-am aici pe sub geacă, o să vedeți toate zilele pe Strava, cum m-am dat, ce viteze, pe unde, și să nu uităm în cele din urmă că am casca K2, clăparii K2 și schiurile K2 de la Winterplay. Vă las link în descriere. Haideți, prima dată în 2024 pe schiuri. După ce am urcat cu telecabina din stațiunea Bansko până jos pe aici, după care am urcat cu primul telescaun și priveliștea de aici de sus este superbă, tunurile merg și ne pregătim către al doilea telescaun. Hai tată, prima tură pe 2024 la Bansko. Ce pot să zic, se vede super bine. Acum nu bate vântul, este destul de relaxant. Și uitați priveliște în dreapta, se vede spectaculos, spectaculos. Și lin, zăpada e fix ce trebuie. Ștef și Ana în fața mea. Și pentru cei de anul trecut mi-am cumpărat bețe în 2024. Hopa, uitați băiatul cum se duce. Mamă, cât de lată e pârtii aici. Relativ înclinată, dar merge, tată. Bețele, echilibru. Ieri când am venit, nu vă puteți închipui cât de full era pe sensul de plecare din Bansko. Astăzi am prins liber 100%. Orice ar fi să nu iau brăduțe ăștia. O, gheață! Mamă, cât de lată și de mișto e pârtia. Incredibil. Bine! Abrupt și gheață. Ai ok, merge. Iei viteză. O tură senină, a doua tură a început mare din soare la Bansko. Da, iarnă adevărată. Îmi place maxim, dar din păcate nu se mai vede nimic. Nici nu mai poți să-ți dai seama dacă ai viteză sau nu. Dar foarte mișto. Hopa, mamă, te ia amețeala că nu realizezi cum mergi, pe ce mergi. Wow! Ce-am furat-o acolo? Direct pe gheață. A început să iasă gheața la suprafață destul de mult, din păcate. Cât de frumos ninge! Ia că aici nu se mai vede partea de jos, ne găsim o trasă. Wow! Gheață! Lăsăm să curgă! Dreapta! Deci ninge atât de frumos aici la Bansko. Am băgat multe ture, asta este prima zi și chiar acum începem să mai facem o coborâre în stânga. Încolo a început să se pună frumos zăpadă și dăm așa la vale.
Ho-ho-ho! Cât de tare! Oh, gheață! Cât de marfă este! Am prins o zi extraordinară! Wow! Gheață și nu mai știu ce pe dedesubt! Oh, oh, oh! Frână! Ocolim! Frână! Am pierdut acolo, două dâmburi m-au scos după trasă și mi-au dat viteză. Și sincer, dacă n-aș fi avut bețele acolo, ar fi fost rău pentru că nu puteam să-mi țin echilibru. Wow! S-a făcut cam thunder. A început un viscol și un frig aici de nu vă puteți închipui. Nici cele mai șmechere haine nu mai fac față. Atât de rău este, a bătut vântul atât de tare în telescaun încât s-a oprit la un moment dat și ne-am cam panicat pentru că bătea foarte, foarte tare. Iar acum ne îndreptăm spre finalizarea primei zile de dat la Bansko. Da, foarte mișto, foarte tare. De-abia aștept și ziua de mâine, sper să nu fie atât de nașpa cum a fost în după amiaza asta. Dar e mișto. Am tot zis că e ultima tură, dar am mai urcat încă o dată. Pentru că n-am cu cine să mă înțeleg să mergem acasă. Viscolul, viscol, nu vezi aproape nimic pentru că ninge destul de tare. Dar e prea frumos. Fiți atenți peisaj. Asta e o pârtie pe care nu ne-am mai dat până acum. Dar e păcat să nu ne dăm. Uitați cum nu se vede nimic. Unde-i pârtia, frate? Pur și simplu. Bă, s-a făcut la ora 3 pe aici. Mai bine vii cu patinele decât cu schiurile. N-ai nicio șansă, este totul sticlă. După cum puteți vedea în față, nimeni n-are direcție, toată lumea e în toate părțile. Ziua 2 de dat la Bansko. Dar din păcate nu sunt deschise toate pârtile, doar o parte din ele. Așa că îi dăm așa ușurel pe aici și vedem ce este astăzi. Este senin, este un pic mai cald, zăpada un pic mai sticlă, deși suntem foarte devreme pe pârtie, dar n-avem ce face, dăm în continuare. Sper să ne distrăm și astăzi. Da, la prima oră am zis să dăm o pârtie roșie, așa. Că ne pusă masă, mi-a amorțit tot corpul. Da, e ok, e bine. Mă descurc! Acum facem un shortcut de la un telescaun la altul. Se vede super tare din punctul ăsta unde sunt. Și ne vom da pe acolo. După care urcăm pe un alt telescaun care tocmai ce s-a deschis. Pare că a avut o mică întârziere în dimineața asta. Și da, super tare se vede. Se vede incredibil. Hai, stânga și la vale. O, mai stăm pe discuții. Superbă tură, foarte mișto. Încă o tură cu priveliște, uitați cum se vede. Bombă! Stai cam gheață pe aici. Aici n-a fost amenajată. Dar merge. Wow, tati. Bombă!
Gata! Wow! Ce vorbești, mă? Total aiurea partea asta! Ziua a treia la Bansko, la ski. Ce pot să zic? Aseară a plouat destul de tare, aparent s-a cam topit zăpada, dar în dimineața asta când am ajuns au băgat tunurile de zăpadă. Da, suntem foarte dimineață, 8:20, deja am ajuns sus și ne pregătim pentru a treia zi la Bansko de ski. Tot ce-mi doresc este măcar să fie și astăzi în a treia zi cum a fost ieri. Bate vântul destul de tare, dar cum se vede, că zăpada asta pe jos pulberată este incredibil. Bombă. Mamă, mamă, cât de mișto este. Eu tot pot să-mi dă-l ce aleargă. Hai cu metre! Încercăm un pic și de pârtie închisă. Nu este amenajată. Hai dăm așa încetişor. Pentru că, de fapt, schiurile astea pentru asta sunt făcute. Ha! Da, nu prea se leagă una cu alta. Mersul pe pârtie cu ce e aici. Da, e mult mai lin. Mai frumos. Mai liniște. Woo! Distractiv. Opa, scuze brăduț. Wow! Mamă, ce-i în față? E și mai abrupt. Nu îmbrazi. Ha! Tare. Drăguț, îmi place. Liniște. Cine n-are schiuri de așa ceva a rămas în urmă un pic. Ștef este destul de sus. Pare că aici nu se mai vede treaba în jos. Mamă, cât de abrupt e. Nu se vede josul aici. Băi, ești nebun, în jos nu se vede. Unde ar trebui să ajung? În halul ăla de abrupt este. Cred că e prima dată în viața mea când mă dau pe ceva atât de abrupt și neamenajat în același timp. Ceea ce face și mai dificilă coborârea. Stai pe față. Yeah. Gata. Băi, ești nebun. Uitați cum este. E pur și simplu mai mult de 45 de grade și Ștef chiar acum coboară și el.
încă o secțiune neamenajată și abruptă. Vedem așa ușor. Pac, pac. Oh, gheață la mal, sens în centimetri, gheață la mal, tati. Hai. Am prins o târ și acum de tunurile astea de zăpadă nu vă puteți închipui. Mai devreme am căzut, am luat burtă direct, mi s-a oprit schiul în zăpada asta moale și eu m-am dus pe burtă, nu o dată, de două ori. Am ajuns din nou în vârf și acum mergem în stânga de tot pe o pârtie roșie care ne duce până jos la gondolă. Gondolă care face legătura cu stațiunea. Suntem în căutarea zăpezii. Pârtiile s-au stricat vineri, s-au făcut praf destul de vreme. Încolo e pârtia, toată treaba, și mergem încolo, vedem ce găsim, ne bazăm pe schiuri, pentru că sunt făcute pentru așa ceva. Și da, dăm așa ușor în jos. Hați, Ștefan și-a luat somn acolo direct. Ce ai găsit, barosane? Unde-i schiul tău? Ai rămas părăsit de tare. Mai devreme m-a părăsit un schi. Karma, de fiecare dată când râd de cineva. Hați, pățesc și eu una. Ba, e zăpadă. Ba, e gheață. Foarte mișto. Wow! Parcă face microfonie, așa s-aude. Hai înapoi pe părție, că nu... Noi de... off-piste, nicio culoare. Oh! Oh my god, ce gheață! Mergem acasă, că nu mai ține treaba. Asta nu e schi, e nimerală deja aici. Gata, închei mini-vacanța la stațiunea Bansko cu acest view. Uitați în spatele meu toată lumea care s-a adunat jos la gondolă. Să vă fac un scurt rezumat și să vă dau câteva ponturi. Ei bine, veniți, treziți-vă de dimineață. La ora 7:30 puneți-vă la rând la gondolă. Dacă nu aveți ski pass, luați-l cu o zi înainte, pentru că atunci când o să vrei să-ți iei ski pass, gondola se deschide la 8, ceva de genul, și casele la 8:30 o să fie haos și nu e ok. Deci dacă vii prima zi, ia-ți ski pass de seară, cred că găsești și tonomate, sau vii până în ora 5 direct la casă. A doua chestie, când pleci din stațiune, dacă nu urci cu mașina până la bază, vino destul de vreme, în jur de ora 3 maxim să fii la coadă la
gondolă. Am avut prieteni care s-au pus după noi la 10 minute și au stat o oră și ceva, pentru că se aglomerează foarte, foarte mult. Pârtiile foarte mișto, din păcate, unele îngheață foarte repede, unele se strică destul de repede. Astăzi am și căzut datorită tunurilor de zăpadă, care ele în teorie încercau să facă zăpadă, dar doar ieșea o flășcăială, pur și simplu, și din gheață să treci direct pe flășcăiala aia n-am făcut decât puf, să cad direct pe burtă. De două ori. Sunt ok, nu mă doare nimic, dar asta este. Stațiunea Bansko, prima dată pentru mine, mi-a plăcut. O să mai vin cu mare plăcere aici, pentru că și prețurile sunt ok și mâncarea decentă pe la restaurante în stațiune, dar cea mai bună mâncare am mâncat-o sus la un apreschi, Plato, parcă, dacă nu mă înșel și dacă nu zic vreo prostie, la Plato. Am mâncat o mâncare extraordinară. Da. Astea fiind spuse, ceasul de la Garmin K2 full din cap până în picioare, cum s-ar spune, de la Winterplay. Aveți link în descriere și noi ne revedem în următorul videoclip. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem de la ski sau de pe bicicletă. Dar cred că o să mai urmeze ceva zile la ski. Vă salut! Pa!